Salutare tuturor, sunt Andrei Cristian și astăzi vorbim despre cel mai bun preț pentru o Mazda CX-5 second hand. Ghidul cumpărătorului. Dacă o să-ți placă acest video, nu uita să ne dai un like și să te abonezi la canalul nostru. Știm cu toții că românii sunt mari fani ai SUV-urilor, iar mașinile japoneze le-au atras întotdeauna atenția datorită fiabilității cu care s-au făcut remarcate. Astăzi venim în ajutorul dumneavoastră și vă spunem care este cel mai bun preț pentru o Mazda CX-5 second hand. Cât costă o Mazda CX-5 second hand pe mobile.de? Bineînțeles, am luat la puricat cel mai cunoscut website cu mașini noi și second hand, o autoritate în domeniu, și anume mobile.de. La o simplă căutare am găsit mii de modele, totuși doar unele ne-au atras atenția. Primul model care ne-a atras atenția este o Mazda CX-5 cu motor de 2 litri Skyactiv, ce livrează 165 de cai putere. Acest exemplar are un preț de 21.776 euro. Conform informațiilor de la vânzător, modelul de față are un consum de 7.7 litri la 100 de kilometri în mediul urban și circa 5.6 litri la 100 de kilometri în mediul extraurban, în timp ce emisiile de dioxid de carbon sunt 146 de grame per kilometru. Ce preț are un model second-hand Mazda CX-5 cu motor diesel? Nu puteam să nu căutăm și un model second-hand Mazda CX-5 care are sub capot un motor diesel, deoarece știm cu toții că acestea sunt cele mai căutate motoare în România. Modelul care ne-a atras atenția este un Mazda CX-5 nivelul de echipare exclusiv, cu doar 7000 de kilometri rulați și un motor de 2.2 litri diesel ce dezvoltă 150 de cai putere. Acest exemplar are un preț de 27.390 de euro, redus de la 27.990 de euro cu TVA inclus. Totuși, companiile o pot achiziționa și fără TVA, la un preț de 23.017 euro. Conform vânzătorului, modelul are un consum de doar 4.6 litri la 100 de kilometri în mediul extraurban, în timp ce în mediul urban acesta crește până la 5.6 litri la 100 de kilometri. Emisiile de dioxid de carbon sunt de 130 de grame la 100 de kilometri. Bineînțeles, motorul este conectat la o cutie de viteze manuală. Alte dotări ale modelului Mazda CX-5 includ faruri adaptive, scaune încălzite, volan încălzit, faruri LED, senzor de lumină și de ploaie, sistem start and stop, sistem de monitorizare presiune pneuri, senzor de parcare, sistem de navigație, head-up display, DAB radio, CD player, hands-free, Bluetooth, dar și o garanție de 3 ani sau 100.000 de kilometri. Nu știm dacă este mult sau puțin, însă după căutare atentă veți găsi ce model se potrivește cel mai bine cu bugetul dumneavoastră, dar și cu dotările pe care le considerați a fi cele mai potrivite. Prețurile sunt orientative și am ales produse începând cu anul 2017. E bine, cam atât despre Mazda CX-5 second hand și care este cel mai bun preț pentru o astfel de mașină. Dacă ți-a plăcut acest video, nu uita să ne dai un like și să te abonezi la canalul nostru. Pe curând!